Traficul pe autostrada A1 răștie Sibiu între nodul rutier Sebeș Nord Lancrăm și nodul rutier Sebeș Vest Vințișoara se va închide în data de 10 octombrie pentru 24 de ore. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, închiderea autostrăzii este impusă de lucrările de realizare a nodului Sebeș cu autostrada Sebeș Turda. Traficul va fi deviat pe DN1 și DN7. Șoferii vor putea circula din nou pe sectorul de autostradă din data de 11 octombrie de la ora 8, precizează DRDP Timișoara. Pe de altă parte, tot pe autostrada A1 de Vasibiu, dar în zona Aciliu, pe sensul de mers către Sebeș, viteza a fost limitată la 60 de km la oră din cauza unei tasări a carosabilului cu adâncime de 7 cm apărută pe ambele benzi la kilometrul 276. La doar 200 de metri de locul unde între 2015 și 2016 autostrada a fost închisă și parțial demolată după apariția unor fisuri. Compania de drumuri a trimis în zonă echipă de specialiști care să vadă cât de serioasă este problema. Ca soluție temporară și rapidă se va freza stratul de asfalt în două straturi și se va reface îmbrăcămintea asfaltică pentru a pune drumul în siguranță.